Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. I-a anunțat acest contract pentru cel mai important tronson care să treacă munții în autostrada asta Sibiu-Pitești și e și cel mai scump contract semnat vreodată de statul român, 5,32 de miliarde de lei fără TVA, asta înseamnă tehnic 1 miliard de euro. Și sunt un an pentru proiectare și 45 de luni pentru construcție. Da. Așa se spune la contract. Cum știi, România, sigur că acest termen pare nerealist, dar am zis că pentru mai multe calcule și dincolo de anunțurile triumfaliste ale guvernului, să-l sunăm în această dimineață pe președintele USR, fost ministru al transporturilor, domnul Cătălin Drulă. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Este realist termenul ăsta de 5 ani, domnule Drulă, pentru un asemenea model de autostradă, cel mai complicat există vreodată în România? Of, întrebarea asta întotdeauna e complicată. Pe teorie, e la limită realist pentru un astfel de proiect atât de complex, adică cam 4-5 ani de execuție. De la teorie la practică mai trebuie să trecem și prin treaba pe care trebuie să-și o facă autoritățile și vă dau un exemplu că pe lotul vecin, lotul care e în Valea Oltului, lotul 2 între Boița și Racovița, capătul unde începe lotul menționat de dumneavoastră, anul acesta nu s-a mișcat nimic pe partea de exproprieri, scoateri din fondul forestier, constructorul de acolo, un constructor turc, ar vrea să înceapă studiile de teren și nu are terenul disponibil. Astea sunt lucruri care țin de statul român. Apoi mai este și partea care ține de capacitatea constructorului de a realiza efectiv un proiect atât de complex. Și constructorul de pe lotul 3, cel care s-a semnat ieri, pe care l-ați menționat mai devreme, un constructor italian, în fine, un concev făcut, salvat de statul italian din mai mulți constructori care au ajuns în dificultate, mai are un lot. Are lotul 5. Asta este lotul dintre Pitești și Curtea de Argeș din această autostradă, unde au început lucrările acum un an, chiar în timpul mandatului meu, și sunt abia la 14% acolo, la stadiu fizic. Sunt probleme cu mobilizarea, cu plata subcontractorilor. Deci dacă punem împreună treaba pe care trebuie să-și o facă statul și treaba pe care trebuie să-și o facă constructorul, încep să apară niște semne de întrebare și să ajungem în zona de speranțe. Sperăm că va merge totul bine. Să ne gândim în felul următor, că e probabil un tronson foarte complicat de realizat în momentul acesta, dar anunțul pe care l-a făcut statul român spune cam așa, că e cea mai scumpă lucrare existentă vreodată în România. Bănuiesc că e o lucrare dificilă, dar în același timp putem spune dacă prețul ăsta e un preț realist, corect, sau e unul la care să ne așteptăm să crească, să apară adiționale? Iarăși, e adevărat că este un proiect foarte greu. Are un tunel de 2 km. Chiar acum vreo 2 ani am fost acolo pe teren din, mă rog, dumneavoastră cunoașteți cumva pasiunea pentru infrastructură împreună cu un geolog. Să ne uităm dacă treaba care s-a făcut în studiul de fezabilitate din 2008, pe baza care a solicitat acest proiect, era una care corespunde cu ce în teren. Apoi, dincolo de acest tunel, e o zonă foarte predispusă de la alunecări de teren și în special traseul autostrăzii de-a lungul Văii Topologului. E prin niște zone foarte dificile. La acest tip de autostradă în relief dificil, costurile sunt foarte mari și întrebarea care se pune într-adevăr este dacă vor fi suficient banii, pentru că ce vedem pe celelalte loturi de autostradă care sunt în execuție este că în cauza creșterii prețurilor la materialele de construcție sunt dificultăți mari și statul român s-a mișcat anul acesta foarte prost în a face aceste ajustări contractuale, care sunt normale. Cumva ceea ce cumpără un stat de la constructor este manoperă și know-how. Transferul prețurilor la materiale se face cumva prin niște formule de ajustare care merg și în sus, dacă ajung să, dacă apar ieftiniri, merg și în jos. Cam asta e situația lotului.
nu ne rămâne, deci suntem în zona de speranță, să sperăm că acest constructor face, primul nu există proiectul tehnic, asta e de menționat pentru cei care ne-a spus, ați făcut-o la început, dar e important de subliniat. Abia acum se va face proiectul tehnic, deci deocamdată avem așa o idee că vrem să facem autostrada pe acolo. Investigațiile geotehnice care trebuiau făcute n-au fost făcute în anii care au precedat licitația. Vă aduc aminte că această licitație a fost lansată în 2020, deci după 2 ani a fost semnat acest contract. Și abia acum urmează treaba echipelor de proiectare, adică să vadă cum, pe ce tehnologie, cum se forează și se fundează podurile, cum se va construi tunelul, deci, și așa mai departe. În momentul ăsta nu e nici măcar o linie trasată pe hârtie. Asta ar trebui să... Linia trasată pe hârtie există, traseul, dar dincolo de acest lucru, partea complicată de soluții tehnice efective, soluții de consolidare, vor fi situri de sprijin pentru a reține versanții respectiv, vor fi soluțiile pentru forarea tunelului, e într-o zonă destul de dificilă și tunelul, zona de marnă, apoi toate acele structuri, podurile pe care le-ați menționat, fiecare are caracteristicile lui, lungime de grind, cum se, adică e o proiectare individualizată, nu este luată de serie dintr-un raft, să spunem așa, și abia acum urmează acest E un mega proiect și de proiectare, dacă vreți. Abia acum urmează această parte de muncă de teren și intelectuală. Să sperăm că o fac cum trebuie și apoi că au resursele, are acest constructor italian, resursele de a duce proiectul la bun sfârșit. Și că statul român își face treaba, că asta este fapt cel mai important. Ce văd anul ăsta este o lipsă de interes pe foarte multe din aceste proiecte mari ale României de construcție de autostradă pentru a rezolva partea care ține de stat. Exproprieri, scoatere de terenuri din zona forestieră, emitere de autorizații de construire, toată partea de management contractual, acte adiționale, se mișcă extrem de prost, a fost politizată la extrem instituția CNAIR, cea care se ocupă de drumuri, au negociat între cele două partide din coaliție și lucrurile se mișcă foarte prost, din păcate. Cătălin Drulă, președintele USR, fost ministru al transporturilor, mulțumim tare mult pentru intervenții și explicații. 5 ani, dar luați-i cu... Păi, eu îi luăm cum mi-am luat și până acum, adică avem atâta experiențe nereușite cu infrastructura rutieră, încât chiar dacă o fi pe bune și se realizează la timp, noi nu mai credem decât atunci când o vedem toată făcută. Asta este realmente un proiect complicat, probabil că de asta nici nu s-a făcut anii ăștia, dar chiar va fi enorm de greu. Eu nu cred în termenul ăsta de 2027, nici dacă mă piși cu ceară. Ar fi teribil de norocos. Până atunci o să stăm pe Valea Oltului. Ce să facem? Stăm pe Valea Oltului, da. Sau pe DN1, după caz, că tot pe acolo ajunge spre Sibiu. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.